Bine ați venit la Clagă Mauă TV! Atenție concediu! În urma extinderii regulilor de consimțământ, donatorul de organe trebuie să-și dea acordul pentru extragerea de organ în timpul vieții. Dacă lipsește acest acord, membrii familiei au drept de decizie, după voia lor, asupra persoanei aflate pe patul de moarte. Această regulă este valabilă în Danemarca, Germania, Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Islanda, Lituania, Malta, Olanda, România, Elveția și Turcia. Regulile de obiecție sunt următoarele. Dacă moribundul nu și-a exprimat clar până atunci dezacordul de a dona organe, acest automat este considerat donator. În acest caz, nu este valabil dezacordul rudelor. Această regulă există deja în Italia, Luxemburg, Austria, Polonia, Portugalia, Cehia, Slovacia, Spania, Slovenia și Ungaria. Regula de obiecție poate fi împletită cu dezacordul rudelor, cum este în cazul în Belgia, Finlanda, Norvegia și Rusia. În Bulgaria nu contează nici măcar regula de obiecție. Acolo este valabilă permanent regula de urgență se poate extrage tot ceea ce se caută. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm din nou!